De-aia cred că face așa urât Alexandra, cred că face efect. Mama Maria, deja e speriată. Și eu. Bine că am mâncat doar o filie. A, mâncă și tu. Da, băieții au întârziat la emisiune, au adus pizza aici în toată casa. Haideți să vedem cum au făcut pizza. Bun, bună dimineața, bine ați venit în mediul meu. Sunt la pizza aici unde lucrez eu de obicei în weekend. Să știți, doamnelor, că muncesc, în caz că nu știați asta. Am un invitat special astăzi, după cum știți, l-am luat pe Răducu cu mine aici să facem treabă, să facem cea mai bună pizza pentru fete și pentru doamna Andreea, bineînțeles. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Ne apucăm de treabă. Acum, Răducule, trebuie să fii concentrat, da? Mai întâi fac eu pizza să vezi cum e treaba. Să vezi și tu cum merge șmecheria. Și după aia te lași pe tine să încerci. Bă, sincer, eu să fiu așa, să zic cobaiul tău, că eu nu prea mă pricep la... Te las să încerci tu, după aia. Merge? Te las să faci tu. Da. Mai întâi poți, trebuie să mă urmărești bine tot, da? Ok. Eu o să te ajut mai mult, să știi, pentru că eu nu prea mă pricep, nu prea să vede punct, o să facem și cu Nutella, cu ciocolată. Pizza cu ciocolată? Da, pentru Larisa, că ea știi că nu prea mănâncă pizza. Dar măcar să-i facem mie ceva frumos să mănânce și ea. Facem pizza pentru fiecare fată în parte, cum merită fiecare. Corect, corect. Cine, așa. Bianca, cu ce merită? Fii sincer. Bianca? Da. Cutia goală. Serios? Cu ce, la regim sau ceva? Da. Nu merită. Nu merită. Eu am avut emoții, băi, să fiu sincer cu tine. E prima oară că sunt filmat și fac pizza, știi? Îți dai seama. Ia, ferește. Atențion. Atențion la francez. Să vedem ce iese, da? Pe nas. Vreau să-ți spun oamenilor că am mai încercat o dată, să vedem cum e cuptorul și am ars o pizza. O avem aici, în caz că... În caz că nu mă credeți. Pentru Bianca. Că mai întreba ce-i dă lui Bianca. Pentru Bianca. Asta o să punem la pachet pentru fapt, să fie, că îi place mai crocantă. Mai arsă puțin. Ăla, perfect. Trebuie să faci tu doar așa. Lasă data viitoare. Ăla, gata. Bianca, ai văzut cine a pus peperoncino, da? Nu eu. De drag, te iubesc. De drag. E foc pe tine. Bă, dar fii atent, eu când am făcut pizza, mai puneam mozzarella odată deasupra, așa, mai pui și deasupra? Păi nu, că așa se pune la țară. Bianca, picant ca vorbele tale. Poate mai taci din gură în emisiune și nu mai vorbești toată conexiunea. La următoarea mai faci tu, da? Mm-hmm. Eu auzi, Larisa, n-a vrut să vină să te ajute aici. Și mie mi-era mare dor de ea. Foarte urât din partea, dar oricum o să mă iau de ea. Mi-a lăsat așa. Ce înseamnă asta, măi, Larisa? Să vii să ajuți bărbatul aici la muncă. Dacă erai măritată cu el, ce făceai? Ha? Lasă că o să o conving eu. Pupă-l pe George, că ne-am plictisit. Maria. Pizza. Iar nu mănâncă pica, nu? Cu de toate, du un suștiu eu. Pizza cu de toate. Ca să-l pupă George. Ca să-l pupă George, frate, faci o rimă. Să nu zică că suntem proști. Stai un pic, o ardem pe Maria. Maria, te arzi eu, nu-s puțin. Nu eu, să te ardă George, nu eu. Pizza, la pizza ne referim. Xenia, de la Radu și Ionuț. Și ce facem, Kinga? Kinga, nu știu că tu o cunoști mai bine, zi. Eu o cunosc mai bine? Păi nu erai, mă, tu ăla îndrăgostit după Kinga? A? Ia, ce scrie acolo? De la Radu și Ionuț, fără număr. Că e intrat manelele. Da. Fără număr, scrie mai multe ori. Fără număr. Te schimbăm ceva? Kinga, de la Radu și Ionuț, se știe. Pentru cocalara emisiunii. La Maria. A început șmecheria. De când s-a combinat cu George, Maria, nu mai figurare. Eu am observat-o. Maria, ți-am făcut și ție una ca la tine la Bacău, nu? Botoșani. Nu știu, te las că e specialitatea ta. Cine? Alexandra. Bă, ce? Fă-i una așa țărănească. Nu o țărănească, nu, că e... Nu e țărănească. Că nu, că i-a plăcut la mine, la... Ai plăcut la prășit, da? Da. Alexandrei, o să-i facem... Să-i facem... Nu, uite, Alexandra e o fată simplă. Îi facem un proștiu de funghi. Și încă și păi o margherită. Margherita? Da. Bravo, îi facem o margherita frumos. Corect, merge o margherita. Dar doamnei Andreea, trebuie să ne gândim foarte bine ce pizza îi face. Nu, Andreea face cum ne-am făcut nouă bufala de aia cu salam picant. Aha.
că ea e și puțin picantă, doamna Andreea. Iese, dar totodată e cu dreptate. Păi da, dar e și noi la câte prostii și... facem? Noi, mă? Nu suntem cei mai cuminți, băieți. Da, nu suntem. Eu așa zic, că suntem cei mai cuminți. Doamna Andreea, suntem noi cei mai cuminți, băieți? Suntem niște draci. Aici avem pentru Kingaton o echipă la mâncarea campionilor. Păi aia e cu sala, e cu d-astea. E și cu ceapă să-i pută gura. Că oricum nu mai e Nicolas să o mai pupe. Și așa n-are cine să mai pupe până emisiunea aia. S-a pupat și a sărat ca odată cu unul. Acum bagă ceapă, la revedere. Cu picul. Larisa. Da. Mi-e mare drag de tine. Știu că și ție de mine. Și acum promit că vin la tine. Larisa, de la Ionuț, subliniat și Radu, Larisa, mi-e mare drag de tine și știu că și ție de mine și acum promit că vin la tine. Mă gândeam să-i scriu Xeniei, acum m-am gândit, să-i scriu acolo, pupă-mă mai des. Bă, da, dar nu mai merge acum, că am băgat-o acolo, nu da, mai știu să scoate, da. Să răcești. Da. Uite, îi face micolătia, acum o prăjitoie funghi. E destul de liniștită și eu zic că asta e o pizza decentă pentru ea, cred că o să-i placă. L-are și pe Zorinache. Da, ce mai trebuie ei, pomfeuri. Așa. Și acum o facem pe a Larisei, da? Și acum o facem pe a Larisei. Larisa, tu știi bine ce vrei să-i faci. 7 femei și o să le repus pe toate. Pentru tine e un cancele 7 păcate. 7 femei și o să le repus pe toate. Uite așa. Ia uite, acum vrea să te impresioneze. Uite, așa face Larisa cu mine. Mă ia așa și mă arunc așa. Ai văzut, Larisa, cum faci cu mine? Așa mi-ai tu inima și o arunci în sus. Și te joci cu ea. Ești prea nebun. Să vezi, Larisa, ce invidioase o să fie fetele pe tine. Fierte. Până și Senia o să fie fiertă. Că e gagica lui Radu. Ce zici, mă, să mă împac cu Larisa? Da. Dar ți-am zis de atunci să-mi crezi spart de ea. Crezi că mai vrea să-mi împace cu mine? Nu știu. Eu zic că vrea. Trebuie să mă ajut să recucesc. Vreau să recucesc. Eu ți-am zis atunci să nu te cesc cu ea și să încercați să treceți peste ceea ce s-a întâmplat și să uitați și să mergeți mai departe. Da, dar eu mă rup că vrea să plece din emisiune, că ea vrea să... Păi să dai seama, femeia, dacă... Ea mi-a zis de la bun început că dacă nu vine un băiat care să se îndrăgostească de el, ea nu mai stă. Păi ea până să îndrăgostească de tine, mi-a zis că vrea să plece acasă, așa că... Eu știu ce zici tu, dar viața nu e atât de ușoară încât gata, se întâmplă ceva, renunți, pleci, dispari. Păi n-ați decis voi să vă despărțiți, dai seama că femeia așa a asumat și... Na. Ce să... Dacă... Eu, sincer, normal, împacă-te cu ea. Mi-aș dori să o întorc cumva din drum, pentru că nu mi-aș dori să facem demisiune. Adică eu chiar vreau să... Adică de când m-am despărțit de ea, simt cumva că... Că nu-ți mai găsești rostul. Da. Așa și... este, dragi telespectatori. Stau toată ziua bolborosește ca un moș. Până toate colțurile și are nevoie de dragoste și de iubire și are și nevoie de o afecțiune, cumva, o atingere, o... Cumva Larisa, după despărțirea de ea, m-a făcut cumva să-mi dau seama că era foarte importantă pentru mine, da. Acum să văd dacă pot să fac ceva pentru a-mi... Poate o recucire și cu inima asta. Crezi? Doar atât? Eu pot să fac mult mai multe, Radu. Ce poți să mai faci în afară de ghima de ciocolată? Orice vrea. Aici avem o pizza cu ciocolată pentru Larisa, ciocolată, căpșuni și banane. Și din partea lui Ionuț este cu altfel de sentiment, deci din partea mea știi bine că te iubesc. Sper să fie bine tot. Sper ele... că v-ați distra cu noi, că v-ați simțit bine. Și dacă ele își iubesc iubiții, să împartă cu ei. Asta e un test, de fapt. Nu? Alt test, da. Asta e un test. Mamă, doamna Andreea, cum arată! Auta, pe dumneavoastră... Cu tot dragul. Mamă, ce frumoasă e! Dai și un suc? Hai să bem un suc și să mai stăm un pic de vorbă. Am terminat munca în bucătărie. Ui, frumos rău de tot. E liniștit așa. Adică poți să vii să stai în liniște, să mănci în liniște, să-ți faci un eveniment sau știi? Bă, aici să fac nuntă, aici vreau să mă căsătoresc cu Larisa. Aici? Da, să vin să... Dacă vrei, vorbești pentru tine, Xenia. Da. Vorbesc pentru tine. Bine, dar mie îmi pui niște pavele frumos aici. Nu? Hai că venim cu barca! Ia stai așa, că mă bag și eu. Dar ajută-mă și pe mine. Hai, vezi să nu cazi. Așa, hai. Da, Andreea, vedeți că
Acum la emisiune, a pornit acum barca. Dă-i un bagă benzină. Bagă benzină, Radu. Băi, Radule, m-ai băgat într-un fiș. Mă, ia uitați-vă unde am nimerit. Aoleu. Aici e la emisiune, mă? Nu. Casa iubirii, în ce parte? Mi-a căzut la variera. Haide să zărim. Hai. N-ai băgat aici, poate ne bine că n-avea benzină, că mă cea Radu. Bă, stai că pleacă barca. Bă, pleacă barca cu mine. Bă, 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 cum vine înapoi. Da, Andreea, dă-mi un pic. Da, Andreea, v-a scăpat de el, v-a scăpat de el, că dorea să scăpați de el. Gata, am rezolvat-o, l-am lăsat acolo, gata, ne vedem la emisiune. Hai mă, glumai, glumă, dar tragem înapoi. Hai mă, rămâi acolo, Radu, pa, te pup. Pa. Bă! Am o întrebare, Radu. Poftim? Te iubesc cu care mi l-ai spus mie și te iubesc cu care l-ai spus Larisei. Explică-le, te rog. Da, puțin mai încolo. Ionuț, da. Te rog eu mult de tot, foarte frumoasă gluma, da, să știu. Până acolo. Deci tot te lași acolo. Cum să lași acolo? Doamna Andreea, dar am râs mai mult, dar n-a dat tot, dar am leșinat cu barca aia cât mai... Păi de fapt, de drept, de asta ați întârziat voi, nu ca asta să faceți pita. Păi asta să vă jucați cu vaporașul. Radu era foc pe vaporașul omul ăla și mi-era frică să nu strice sau ceva, îmi punea la un moment dat avea on-off acolo, vreau să umblu la butoane, să mă apuc să vin cu barca, să dar era legată, vreau să pornesc barca, să mergem, să facem treabă cu ea. Dar a fost foarte mișto. Da, a fost foarte frumos, mulțumim tare, tare mult. Fetelor, ați împărțit cu băieții? Da. Eu nu am împărțit cu nimeni. Ba, doar cu fetele.